Vă salut! Data trecută am discutat despre cum am rezolvat eu o problemă infecțioasă gravă și aceasta s-a realizat printr-un post prelungit de 14 zile. Iar în acest context al tratamentului prin post apare și discuția postului cu sucuri. Este un tratament foarte des utilizat în terapiile naturiste, inclusiv în terapia Gerson, în terapiile recomandate de Robert Morse și multe alte terapii, chiar a doctorilor din România, terapeuților naturiști. Și am zis să ating un pic acest aspect. Postul cu sucuri poate fi și el împărțit în mai multe categorii. Două categorii principale ar fi postul de sucuri de fructe sau postul cu sucuri de legume. Bine, poate fi și a treia variantă în care este mixt, deci practic sucuri de fructe și sucuri de legume. Diferențele dintre cele două tipuri de posturi cu suc de fructe și de legume, iarăși, sunt funcție de autori. Unii recomandă și consideră că postul sau sucurile din fructe sunt mai eficiente, mai bune pentru sănătate și au mai mulți nutrienți. Alții consideră că postul cu legume din sucul de legume este mai recomandat pentru sănătate, fiindcă, și aici este important de subliniat, fiindcă are mai puține glucide simple, mai puțin zahăr în el, față de sucul de fructe. Iar zahărul e considerat principalul dușman în ceea ce înseamnă sănătatea și refacerea sănătății, terapiile naturiste. Deci este discutabil care din cele două variante ar fi mai bune, dar mai mulți autori înclină spre varianta de sucuri de legume, totuși față de cele din fructe. O altă subîmpărțire la acest capitol ar fi funcție de tipul materiei prime. Deci putem avea o materie primă convențională, adică ceea ce găsim la piață sau putem să cumpărăm la supermarket, la magazine, și o altă sursă este cea ecologică, care e mai greu accesibilă sau trebuie să o culegem personal din mediul ei natural sălbatic, cum am mai amintit la prima prezentare. Aici e clar că e o diferență foarte mare între cele două și dintre efectele pe care le au cele două tipuri de cure sau posturi cu sucuri. Un alt aspect este durata pe care se ține acest post. Poate fi o scurtă durată de 2, 3, 4, 5 zile sau poate fi o perioadă prelungită de câteva zeci de zile. Astea ar fi principalele categorii. Acum, ce aș vrea să mai zic, când putem să folosim aceste cure? De exemplu, o cură de sucuri poate fi utilă în adaptarea organismului pentru un post cu apă, da? De exemplu, înainte de a începe un post cu apă sau pur și simplu pentru a obișnui organismul cu stomacul gol, fiindcă sucul se absorbe foarte repede și stomacul totuși rămâne gol și trebuie mereu să mai bem un pic de apă sau oricum să mai bem suc ca să ne obișnuim cu această stagnare a sistemului digestiv, practic. Dacă sucul este făcut total, adică este o îndepărtare totală a părții solide, a fibrelor și a tuturor compușilor,
noi nu vom mai avea digestie, fiindcă sucul se va absorbi foarte repede în stomac și în prima parte a intestinului și întregul tranzit intestinal va avea o pauză. Asta este și motivul pentru care cura cu sucuri se recomandă, considerându-se că această pauză a tractului digestiv ar ajuta organismul să se ocupe de alte probleme potențial nerezolvate, niște infecții sau, eu știu, probleme de alt tip care trebuie rezolvate pe planul sănătății. Ce aș vrea să mai spun este o experiență, iarăși, de mea personală, fiindcă astea sunt lucrurile care cântăresc cel mai mult. Deci eu am făcut o cură de sucuri sau un post de sucuri în încercarea aceasta de a rezolva infecția despre care v-am povestit data trecută. Asta a fost în 2015, în toamna anului 2015. Înainte de criza finală pe care am avut-o de infecția masivă, deci când știam că este infecția și încercam să o tratez, am încercat prin scurte perioade de post, de o zi jumate, cât țineam eu pe atunci, nu știu dacă ajungeam la 2 zile maxim, nu cred, și am încercat și o cură, o perioadă de post cu sucuri. Aceasta a fost o perioadă prelungită de 40 de zile. Eu credeam că se va rezolva. Adică după 40 de zile de sucuri, doar de sucuri, de fructe și legume am ținut atunci. Bineînțeles că nu am avut o cantitate de materie primă ecologică. Am folosit ce era disponibil la momentul respectiv și bugetul de atunci. Am folosit ce găseam în piață și în magazine ca sursă de sucuri. Un element, să zicem, hazliu, oarecum, sau neplăcut din acea perioadă este că când abia începusem cura mea de sucuri, nu știu cât a trecut, am fost anunțat că urmează să am o plecare în străinătate, în Portugalia. Și trebuia să mă decid ce fac, renunț la cură atunci sau găsesc alte soluții. Și eu mă gândisem atunci să îmi iau sucuri cu mine în bagajul de cală. Și am încărcat vreo 10 sticle din sticlă cu capace metalice. Le-am încărcat toate cu sucuri. Le-am pregătit înainte de plecare. Le-am închis bine, am pus gheață pe lângă ca să țină atât cât permitea bagajul și am plecat la drum. După ce am ajuns la destinație și am primit bagajul și am ajuns în cameră și am deschis, am observat că vreo câteva sticle aveau mici spărturi pe partea de capac, niște găuri foarte finuțe de aproximativ 2-3 mm lungime și cred jumătate de milimetru sub 1 mm grosime, cred că 0,2-0,3 mm grosime, foarte finuțe, din care datorită cărora a și curs un pic de suc în bagaj. Ce a fost, bănuiesc că cei care se ocupă de securitatea bagajelor au zis să verifice să nu fie vreun lichid explozibil pe acolo și mi-au spart câteva sticle. Oricum, n-a fost o problemă, fiindcă nu s-a pierdut conținutul. Și mi-am continuat cura, la fel, după ce m-am întors în Portugalia, mi-am făcut cele 40 de zile. După 40 de zile, nu știu cât am lăsat, o săptămână, două, să-mi revin la alimentația normală și am mers la analize. Aveam așteptări mari, după cum v-am spus, 40 de zile de cură din aceasta care este și incombinabilă ca regim, mereu trebuie să
ai storcătorul cu tine, să e mare bătaie de cap, nu iese foarte mult suc din materia primă, pot fi între 20-30% și 50-70% în medie. Deci o mare parte din ce cumperi trebuie să arunci, că n-ai ce să faci cu el. Și rezultatul final, surpriză, nu s-a schimbat nimic în intensitatea infecției pe care am avut-o atunci. M-a dezamăgit foarte mult treaba aceasta și efortul pe care l-am făcut în toată acea perioadă și cât de neplăcut a fost și cu plecarea aceasta, cu toată lumea era participa acolo la întâlnirile, la mesele acestea organizate și tot și eu eram limitat la băuturile mele. Da, deci lucrul acesta mi-a tăiat foarte mult elanul în ceea ce privește eficiența curii de sucuri. Acum, dacă aș compara-o cu postul de 10 zile, doar de 10 zile cu apă, care l-am ținut ceva mai târziu, când am început deja postul cu apă, la postul de 10 zile scăzuse infecția de la 100.000 de UFC, cum v-am spus, la 10.000 de UFC. Aici însă, la 40 de zile de post cu sucuri, nu s-a schimbat nimic. Adică concentrația a rămas la peste 100.000 de UFC pe mililitru. Da, deci asta a fost experiența mea și concluzia mea că nu trebuie să mă bazez când vreau să rezolv o problemă serioasă, nu pot să mă bazez pe cura de sucuri. Și de ce? De ce? De exemplu, în cazul unei infecții. Și o diferență mare între cura de sucuri care vine în continuare cu nutrienți și postul cu apă în care nu mai vin nutrienți și să zicem armata de microorganisme sunt strâmtorate fiindcă nutrienții sunt foarte strict utilizați de către organism fără a circula cantități mari prin sânge și prin corp. Deci totul este strict, strict folosit în locurile în care este maximă nevoie de ele. Și microorganismele sunt strâmtorate. La fel, sistemul imunitar crește foarte mult odată cu începerea unui post cu apă. Asta ar fi diferențele și avantajele nete ale postului cu apă. Dar nu trebuie totuși să anulăm eficiența unui post cu sucuri. Nu trebuie să anulăm de tot. Fiindcă este evident că vine cu un aport mare de vitamine. Da? Noi, în primul rând, consumăm produse netratate termic. Deci totul este raw vegan. Avem o cantitate mare de nutrienți care ajunge în organism și cel puțin pe partea de nutriție, de asigurarea nutrienților organismului avem un mare câștig. Un mai mare câștig ar fi dacă sursele ar fi ecologice, da? Deci aici iarăși facem o mare, mare diferență. Și într-o anumită ocazie va trebui să discutăm despre un caz, într-o următoare ocazie, despre un caz de terapie Gerson, sau putem chiar să abordăm două cazuri pe care le știu. Una care a dat rezultat și una care nu a dat rezultat în două cancere diferite. Deci, uneori, terapia aceasta cu sucuri, care terapia Gerson este renumită, da? Folosește foarte mult sucurile, în afară de câteva alte remedii, dar baza sunt sucurile. Da, uneori poate da rezultat, uneori poate să nu dea rezultat. Ce ar mai fi de zis aici? Ar fi bună, cum am spus, pentru adaptare, da? Să zicem, înainte de a începe un post cu sucuri sau pentru a ne adapta o perioadă cu postul cu apă, putem să facem mici, scurte perioade de post cu suc sau post sau cure din extract, da? Extracte apoase care pot fi și mai
mai slabe în compuși nutritiv, da? Poate fi mai benefic decât un post cu sucuri concentrate, da? 100% putem să facem un extract apos din niște legume, de exemplu, care au și mai puține glucide și faptul că este un extract apos, să zicem, 50% apă și 50% suc sau și mai puțin un procent și mai mic, da? Putem să ne apropiem, s-ar putea să ne apropiem de efectele postului cu apă. Mai sunt niște curi care folosesc, în loc de apă, folosesc niște prafuri cu săruri minerale, da? Să ajute organismul să depășească acest prag al adaptării cu postul. Deci, cumva, pentru această etapă de adaptare cu postul, care pentru unele persoane este dificilă, putem să ne folosim și de postul cu sucuri sau postul de extract apus din legume, recomandabil, sau și anumite ceaiuri, nu foarte concentrate, da? Iarăși, ceaiurile vin cu un mic aport de nutrienți și cu totuși efectul acesta de a ajuta organismul în trecerea către un post total cu apă. Deci, ținta, din punctul meu de vedere, ar fi să ajungem la post doar cu apă. Dar până ajungem acolo, dacă ne este dificil să trecem acel prag de o zi jumate, două, atunci putem să încercăm și etape intermediare cu scurte posturi de suc, ceaiuri, extracte, da? Și psihologic ne ajută, da? Ne obișnuim cu această idee de a nu mânca nimic solid, a bem doar lichide și să ajungem totuși la postul cu apă. Postul cu apă este clar recunoscut internațional ca fiind terapeutic, pe când postul cu sucuri poate fi uneori terapeutic, poate să nu fie terapeutic. Deci cam acestea ar fi comparațiile între un post cu sucuri și postul cu apă. Concluzia ar fi căutați să ajungeți să depășiți pragul de 2-3 zile, o zi jumate, două, trei zile, și să realizați totuși postul cu apă, care este garantat funcționabil și terapeutic în majoritatea problemelor de sănătate, dacă nu chiar în toate. Cam atât pentru astăzi și până data viitoare, numai bine și să vă bucurați de o sănătate deplină.